Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul în limba română în această seară, aici la Emanuel, este în Cartea Profetului Hagai, capitolul 1, versetul 5. Hagai 1 cu 5, traducerea fidelă spune în felul următor. Și acum, astfel zice Domnul oștirilor, luați aminte la căile voastre. Amin. În seara aceasta, prin excelență, aș dori să fiți cu mine pe aceeași pagină, în sensul că mesajul pe care îl voi rosti de aici, din profetul Hagai, va fi unul practic pentru noi, pentru biserică, dar titlul mesajului va fi din traducerea englezească. Dacă mai puneți textul încă o dată în limba engleză, uitați-vă la partea finală, acolo spune consider your ways. Considerați căile voastre. Și mesajul meu se va intitula considerați. Ne vom uita la patru lucruri pe care trebuie să le considerăm fiecare. Individual, apoi ca familie și apoi colectiv. Însă înainte de a intra în miezul pasajului, dați-mi voie să vă familiarizez cu acest aspect. Hagai și Zaharia au fost doi profeți în Israel, în Iuda mai degrabă, după exil, după întoarcerea din Babilon, din robia babiloniană, și au fost profeții care au vorbit lui Iuda să reînceapă cel puțin două lucruri, dacă nu trei. Unu, să rezidească națiunea. Doi, să rezidească Ierusalimul. Și trei, să rezidească templul. Toate au fost nimicite în urma invaziei babiloniene, iar acum nici Babilonul ca imperiu nu mai există, orașul există, dar în locul puterii babiloniene este acum puterea medo-persană și împărații persani au convenit, au înțeles de la Daniel și de la oameni ca Daniel că au o chemare specială. Nu numai să cucerească întreg pământul cunoscut în vremea aceea, ci să dea drumul înapoi robilor de război ai lui Iuda să se întoarcă acasă, să rezidească națiunea iudaică, să o pună din nou în picioare, să existe din nou ca națiune, să rezidească orașul Sfânt Ierusalimul, care a fost dărâmat, și să rezidească cea mai prețioasă construcție a lumii antice care exista vreodată. Nu au fost clădirile mari, piramidele, nu acestea au fost cele mai prețioase construcții, chiar dacă rezistă până astăzi. Cea mai prețioasă construcție a lumii antice a fost templul lui Solomon, pentru că acolo este singurul loc unde a coborât Dumnezeu să locuiască. Iar construcția lui, a templului, a fost extrem de frumoasă. Și mai ales faptul că era poleit cu aur și pe dinăuntru și pe din afară, templul arăta în razele soarelui ca o bijuterie, ca un centru de foc unde cobora Domnul și unde locuia Domnul în mijlocul lui Iuda. Deci Hagai este profetul care, alături de Zaharia, încurajează poporul și spune, considerați ce aveți de făcut, să putem să reconstruim din nou națiunea iudaică. Domnul ne-a dat o oportunitate să reconstruim din nou orașul Sfânt Ierusalimul. Domnul ne-a dat o oportunitate să reconstruim din nou templul. Și Zorobabel, care este descendent din casa regală a lui Iuda, și de asemenea Iosua, marele preot, s-au unit în această lucrare pentru ca tot ce a promis Domnul prin cuvântul profetic să se împlinească.
Frați și surori, doamnelor și domnilor, aici la Emanuel noi suntem într-o situație asemănătoare. Avem de rezidit lucrarea Domnului la Emanuel. Amin? Și trebuie să o rezidim noi, cei care am rămas, ca să punem lucrarea Domnului din nou în picioare și să putem să lucrăm împreună cu Dumnezeu pentru înălțarea numelui Său și pentru manifestarea gloriei Lui în mijlocul nostru. Pentru acest scop mare, profetul Hagai ne spune și nouă, luați în considerare următoarele lucruri. Sunt patru. Primul, considerați datoria voastră. Toți suntem datori să construim. Toți suntem datori să punem umărul și mâna și priceperea și banul nostru și energia noastră la reconstrucția lucrării Domnului a Bisericii lui Hristos Emanuel, toți. De aceea Biblia spune, considerați datoria voastră. Întreabă-te în această seară, care-i datoria mea la Emanuel? Ce pot eu să fac? Care este partea mea în lucrare? Pentru că, trebuie să vă spun cu durere în inimă, prea mult se stă pe margini și prea mult se uită să vadă ce se va întâmpla, să vedem ce urmează să mai apare, ce evenimente vor mai fi. Evenimentul este că Dumnezeu lucrează împreună cu noi, ăsta este evenimentul. Și noi trebuie să considerăm datoria noastră înaintea lui Dumnezeu. De aceea vă încurajez pe fiecare. Dacă este cineva care spune, frate, eu nu știu ce aș putea face ca lucrarea să meargă, să se pună în picioare și să vedem din nou gloria Domnului, să fie din nou botezuri cu Duhul Sfânt, să fie din nou poporul Domnului împreună, să fie din nou manifestarea puterii Domnului în mijlocul nostru, vindecări divine, ungeri cu undelem, nu știu ce aș putea face. Vino și întreabă și îți voi spune. Și lucrătorii Domnului te vor conduce în această privință. Deci, în primul rând, consideră datoria. Doi, consideră devoțiunea. Dacă citiți cu atenție toată cartea lui Hagai, veți descoperi aceste gânduri în profețiile lui Hagai. Consideră devoțiunea ta pentru Domnul. Devotarea ta pentru Domnul. Suntem într-un program de citire a cuvântului. Este parte din rezidirea Bisericii lui Hristos. Citești cuvântul lui Dumnezeu? Sau ai uitat în ultima vreme? Dar poți să vii din urmă. Poți să vii din urmă. Pentru că nu se poate zidi fără cuvântul Domnului. Nu se poate zidi fără planul lui Dumnezeu. Și planul lui Dumnezeu este în cuvântul Său. Biblia spune, ți s-a arătat, omule, ce trebuie să faci. Unde ni s-a arătat? Unde? Aici, în cuvânt. Profetul Isaia spunea, cercetați scripturile. Domnul Iisus Hristos spunea, similar, căutați în cartea Domnului și citiți. Pentru că cartea lui Dumnezeu vorbește despre planul lui Dumnezeu. Nu putea să vorbească altcineva. Dacă vrem să vedem planul lui Dumnezeu după ideile altcuiva și după gândurile altcuiva sau după descoperirile altcuiva, dăm în faliment. Dar dacă lucrăm după planul lui Dumnezeu și devoțiunea noastră pentru biserică stă în picioare, când este închinare, venim la închinare, când este rugăciune, venim la rugăciune, când este părtășie, venim la părtășie, devoțiunea noastră trebuie să fie una permanentă. Una permanentă. Deci considerați datoria, considerați devoțiunea. Trei, considerați distinția voastră. Ce vrea să spun aceasta, profetul? Considerați caracterul vostru. Noi suntem oameni pe care contează Dumnezeu. Ăsta este un mare lucru. Să conteze
Dumnezeu pe tine și pe mine. Vă aduceți aminte, pentru că s-a spus de multe ori această pildă pe care un creștin din primele trei secole ale erei creștine a spus-o într-o, spune că ar fi avut o vedenie, unul din așa zeși părinți bisericești, fondatorii credinței creștine. Spune că ar fi avut o vedenie și în vedenia lui a văzut cerul deschis și pe Domnul Iisus Hristos înălțându-se la cer. Acolo, în vedenia lui, omul acesta spunea, Iisus Hristos a fost întâmpinat de toată oștirea cerurilor, lumea îngerilor și sfinții Vechiului Testament care fusese strămutați din sânul lui Avram în paradis, acasă la Domnul, așa cum spune Scriptura. Și în fruntea acestei oștiri a cerurilor era Arhanghelul Mihail. Arhanghelul Mihail a venit și l-a întâmpinat pe Domnul Iisus Hristos și i-a zis ceva de felul acesta în vedenia acestui om al lui Dumnezeu. Iisuse, te-am urmărit îndeaproape, ai trăit fără de păcat și oamenii te-au răstignit. Ți-ai ales 12 apostoli și unul dintre ei a fost un drac, te-a vândut. Ce se întâmplă acum cu lucrarea ta care ai început-o pe pământ? Și Iisus Hristos i-ar fi răspuns Arhanghelului Mihail în fața oștirii cerurilor, mai am 11 acolo. Și acești 11 o să împlinească planul pe care eu li l-am dat. La care Arhanghelul Mihail i-ar fi răspuns, dar Iisuse, mai era unul cu ei, 12, ăla te-a trădat. Acești 11 au fugit când ai avut nevoie de ei. La care Iisus Hristos ar fi răspuns în vedenia aceea. Așa este, dar s-au schimbat și eu contez pe ei. Contez pe ei. Și-a contat pe ei și lumea s-a umplut de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu contează pe tine acum și pe mine, pe noi, pe devoțiunea noastră. Dacă suntem credincioși Domnului și dacă suntem credincioși lucrării Domnului aici, la Emanuel, pentru că vorbim aici local acum, Dumnezeu rezidește din nou toate dărâmăturile. Dumnezeu rezidește din nou tot ce este prăbușit, tot ce este zdrobit, tot ce este dărâmat, pentru că Dumnezeul nostru este în această slujbă de zidire, nu de dărâmare. De aceea, considerați datoria, considerați devoțiunea, considerați distincția pe care o aveți și distincția este caracterul nostru. Vedeți, dumneavoastră, foarte greu se poate conta pe cineva astăzi. Oamenii nu mai au cuvânt. Spun un lucru și fac altceva. Distincția noastră este că da, al nostru trebuie să fie da și nu, al nostru trebuie să fie nu. Așa trebuie să fim în fața lui Dumnezeu. Pentru că apoi, în final, cel de-al patrulea lucru pe care trebuie să-l considerăm în acest proces de rezidire, este destinul nostru. Consideră datoria, consideră-ți datoria, consideră-ți devoțiunea, consideră-ți distincția, fii un om de caracter, și consideră destinul. Destinul nostru este să fim vase de cinste, unelte de cinste în mâna lui Dumnezeu. Îți trebuie rang mai mare decât acesta? Îți trebuie o poziție mai mare decât aceasta? Suntem vase de cinste în mâna celui prea înalt, datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Prin urmare, destinul tău și destinul meu este să lucrăm împreună cu Domnul și să finisăm, să terminăm ce am început de lucrat. Pentru că Domnul va termina, spune Sfântul Apostol Pavel, tot ce a început bun în noi, El va termina. Crezi tu lucrul acesta?
consideră destinul tău. Destinul nostru nu este să vedem dărâmături. Destinul nostru este să vedem o casă puternică, un centru în care măreția lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu se manifestă de așa manieră încât să aducă în primul rând bucurie Domnului și să aducă apoi bucurie și zidire celor care se uită la noi și ne cunosc. De aceea vă încurajez, frați și surori, doamnelor și domnilor, în numele Domnului Iisus Hristos. Avem o lucrare de făcut. Avem o lucrare de terminat. Considerați datoria voastră fiecare, devoțiunea voastră către Domnul, distincția voastră, oameni de caracter și destinul, vase de cinste, lucrători împreună cu Domnul. Și dacă este să spunem un cuvânt de încheiere, cuvântul de încheiere este cel pe care Domnul l-ar fi spus în această vedenie. Contez pe ei. Contează pe noi, pe mine și pe tine. Amin.